Direcția Economică a municipiului Câmpina stă mai bine anul acesta în ceea ce privește încasările taxelor și impozitelor locale. Față de anul trecut, la sfârșitul lunii februarie 2013, s-a înregistrat un procent cu 14% mai mare la încasările pe persoane fizice. Ca un comparativ între acești doi ani, 2012 și 2013, putem spune că stăm mai bine. Sumele, de fapt, cuantumul impozitelor încasate este mai mare raportat la aceeași perioadă a anului trecut. În ceea ce privește recuperarea sumelor restante, anul acesta a avut loc o creștere de 17,5%. Ca o comparație benefică pentru bugetul local și poate că și pentru contribuabil, pentru că nu se mai adună atâtea accesorii, este faptul că am reușit să încasăm foarte bine din rămășiță. Rămășița la noi însemnând datorii aferente anilor anteriori anului 2012, respectiv 2013. Acolo stăm mai bine, deci am încasat restanțele considerabil mai bine decât anul trecut. Determinarea principală a fost direcția economică, în sensul că am luat câteva măsuri care nu ne fac plăcere, dar trebuie să ajungem și la ele, respectiv oprirea supravenitulilor, chiar ajungând până la sechestru. Cu toate acestea, se așteaptă ca luna martie să fie una mult mai aglomerată la ghișeele de plată. Întotdeauna luna martie este o lună aglomerată pentru noi, în sensul, în primul rând, caseria. Nu e problemă, cozi nu vor fi, n-au fost niciodată la direcția economică, în sensul că suplimentăm cu un casier tui cât este nevoie de fiecare dată. Cu siguranță luna martie va fi, veniturile de fapt vor fi consistent mai mari decât în luna februarie, respectiv ianuarie. Este ultima lună în care se plătește primul semestru, respectiv se acordă bonificația de 10%. Rămâne de văzut dacă și de această dată, până la 31 martie, socoteala din birou se va potrivi cu cea de la ghișeu.